Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat că rata de promovare a examenului de bacalaureat a crescut cu 1,9% în urma rezolvării contestațiilor, ajungând la 75,2%. De asemenea, după contestații, a crescut și numărul mediilor de 10. Anul acesta, 49.091 de contestații au fost depuse de candidații de la BAC 2022, cu 6.889 mai puține decât anul trecut. Deci avem rezultatele finale la examenul de bacalaureat. După soluționarea contestațiilor, numărul candidaților care au reușit să promoveze examenul de bacalaureat este de 91.332. Aș vrea să vă spun că asta înseamnă cu aproape 3.000 mai mult decât numărul celor care au promovat anul trecut, deși anul acesta numărul înscrișilor a fost cu peste 7.000 mai mic. Față de anul 2020, numărul candidaților înscriși la examenul de bacalaureat este cu aproape 30.000, subliniez cu aproape 30.000 mai mic. Am avut puțin peste 126.000, iar în 2020 am avut peste 155.000 de candidați. Din perspectiva prezenței, să știți că și anul acesta, raportat la cei înscriși, aveam o prezență de peste 96%. Această prezență a mai fost înregistrată doar în anul 2010, când am avut peste 96% prezență raportat la cei înscriși.